Autoritățile dau asigurări că situația este sub control și se au toate măsurile necesare în ceea ce privește coronavirusul. Sunt în continuare controle la aeroportul internațional din Craiova, dar și la punctele de trecere a frontierei. Un lucru pozitiv este că începând de mâine, deja se împlinesc cele 14 zile și o să înceapă să iasă din carantină persoanele care au venit cu cursa de avion din data de 18, plus, depoi mâine o să înceapă să iasă din izolare de la domiciliu, nu știu numărul, dar zilnic vor ieși din izolare de la domiciliu. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică a afectării de către virusul COVID-19. În acest moment nu există nicio îmbolnăvire cu coronavirus în județul Dolj.